Rex poate să vorbească, să asculte și să vadă cu ajutorul unui chip. Dacă este rănit, vom vedea sânge artificial care poartă oxigen din plămânii săi proiectați. Sângele este pompat prin corpul său de o inimă electronică. El nu este un robot, componentele sale nu sunt proiectate să lucreze împreună, dar fiecare dintre ele va putea face parte în curând din corpul unui om. Mulți dintre noi susțin că o ființă umană este ceva mai mult decât suma componentelor sale, dar acest om bionic ilustrează ceea ce poate face știința astăzi. Ah, this is amazing. Rex este întruchiparea călătoriei făcute de cercetătorul elvețian Bertolt Meyer, care a încercat să descopere ce le poate oferi știința oamenilor ca el, care au nevoie să se bazeze pe componente bionice. Meyer s-a născut fără mâna stângă. Într-un documentar despre cercetarea sa, a descoperit ultimele membre bionice superioare celor pe care deja le are. This is just awesome. May I shake your hand? That is absolutely incredible. În afară interesului personal față de membrele artificiale, Meyer este la fel de impresionat de organele bionice interne aflate în curs de dezvoltare. Unul dintre preferatele mele este sângele artificial care circulă prin aceste tuburi. Nu este sânge adevărat, sunt particule nano, ceea ce mi se părea cândva că este de domeniul science fiction. De asemenea, este impresionant faptul că se află foarte aproape de un rinichi artificial care va putea înlocui unul fără necesitatea unui transplant. Gândiți-vă la ce beneficii vor aduce astfel de tehnologii. Ar trebui să permitem oamenilor să-și înlocuiască membrele sănătoase cu cele artificiale care sunt mai puternice? Dacă da, care sunt consecințele? Și dacă nu, de ce nu? Aceste întrebări ar trebui să fie puse acum și nu atunci când tehnologia va fi disponibilă. Crearea unui om bionic întreg deocamdată aparține domeniului science fiction, dar oricare dintre aceste componente vor face parte dintr-un corp uman mai curând decât vă puteți imagina.